Astăzi la Telematinal. De unde avem, de unde n-avem, dar ne trebuie cel mai bun. Un specialist ne învață cum să alegem un smartphone. Ce e fotografiat, amintire rămâne. Aflați cum e să faci poze de epocă în fața unui obiectiv din alte vremuri. Nu e ușor să cari în turnee 2 tone de costume. Vedeți în emisiune zestrea impresionantă a ansamblului de dansuri populare Joc. Tot astăzi discutăm cu Eugenia Bejan despre campania Împarte o carte. La școală învățăm formule și teorii, dar poți lua și ceva pentru viață. Elevii Colegiului Pedagogic din Bălți au o legătură aparte cu Ion Creangă. Nu ratați! Informații utile de la Diana Crudu despre un târg de primăvară. Și l-așteptăm în platoul nostru cu chitara pe Victor Buruian. Rămâneți aproape! Bună dimineața, dragii noștri! Vă dăm salutare ca în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 10 suntem alături de dumneavoastră. Este luna martie, încă purtăm mărțișor, chiar dacă e data de 2. Abia începutul lunii martie, am impresia că, după cum ai spus, parcă mai avem încă 2-3 zile până la sfârșitul lunii. Nu, păi mai avem cam cât se poartă mărțișor, 2 săptămâni sau chiar pe tot parcursul lunii martie. Aduce noroc, de asta îl purtăm, nu? Și mă rog eu. Tu și noroc și dorințe împlinite. Nu. La viață. Te luați exemplu de la Mihaela. Ea nu pierde nicio clipă atunci când este vorba de aș pune o dorință și aș îndeplini dorințele. Da, dar se spune că norocul ți-l faci și singur, nu? Chiar dacă poate horoscopul n-ar fi de acord neapărat cu această... Măi, o fi chestia asta, dar hai să încercăm cu mărțișorul. Dacă nu vine norocul de la sine, atunci poate... Dar o să înțeleg când vine norocul. Adică... O să înțelegi, cu siguranță, la sfârșitul lunii martie. Bun, hai să vedem și cu horoscopul cum stăm. Începem ca de fiecare dată cu berbecii, care astăzi iau decizii importante. Odată ce ați luat o hotărâre, nu va mai fi cale de întoarcere. Așa că mare atenție, adică ne asumăm practic, da? Asta chiar dacă și-a dorit e cale de întoarcere, dar nu are nicio șansă, să înțeleg, da? Probabil. Taurii încep să nu mai fie atât de interesați de ceea ce fac la muncă. Erau până acum? Nu știm. Șefii când aud vor fi cu ochii pe tauri astăzi. Iar asta poate fi din cauza că cineva le-a cam luat mințile. O fi din dragoste? Cine avem știe? Avem noi niște tauri în echipa noastră telematinală, o să mă gândesc. Cine? Iată cum începe îi scoatele, cum încep discuțiile pe la spate. Abia aștept să vin și eu. Aici pe față, adică de față cu toată lumea, da. Dacă vă luați în echipă, sunt cu picioarele și cu mâinile desfăcute. Gemenii primesc astăzi un ajutor din partea unei persoane cu care nu au neapărat o relație apropiată. De aici lucrurile se pot schimba între ei, spun astrele. Racii se pot simți cu moralul la pământ. Dar mi se pare interesant, se pot simți, adică nu e neapărat să fie așa. Da, ar trebui să vă aduceți aminte de ce lucruri mărețe sunteți capabili, nu? Bravo, deci asta e atitudinea. Deci întorci și te lupți cu balaur, dacă vorbim de legenda mărțișor. Da, cu zmeu, cu... Apropo de mărțișor, că firul ăsta, să știi că firul mărțișorului, legenda sau tradiția, zice că a fost făcut de sau tors de Baba Dochia, știi? Baba Dochia. Și ar însemna toate zilele, care este mama lunile, lui Dragobete, da? Da, așa? Da, cam așa, da, în unele legende și ar însemna, de fapt, toate zilele, săptămânile, lunile, știi? Adică, însuși, viața. Da, viața. Stăm cu viața în piept și continuăm emisiunea. Corect. Vrem să vă vorbim despre faptul că în garderoba impresionantă a Baletului Național Joc sunt păstrate peste 6.000 de piese vestimentare ce arată istoria bogată a acestui ansamblu. Colegul nostru, Alexandru Leahu, a aflat cum sunt îngrijite și prin ce diferă costumele populare de la o zonă la alta. Într-un dans spectaculos sunt importante nu doar mișcările și povestea, dar atrag în mod special atenția și ținutele. Renumitul ansamblu de dansuri populare Joc deține peste 6.000 de piese vestimentare. Care este istoria costumelor și ce ornamente au acestea de la o regiune la alta, o să aflăm acum. La Baletul Național Joc se găsesc costume din peste 10 regiuni, atât Republica Moldova cât și România. Doamna Strâmbeanu, aici am un costum din regiunea de nord a țării noastre. Sunt diferențe nord, centru, sud.
Și atât, noi avem aproximativ, vreau să menționez, costumele sunt stilizate, ele nu sunt autentice, ele sunt create pentru scenă, dar careva elemente evident că sunt păstrate. Această coloristică, da, avem aceste figuri geometrice, rom, dar și aceste floricele. Acesta este un costum bărbătesc din dansul Carpații, deci caracteristic zonei Transilvania. La noi dansurile sunt bogate, sunt frumoase, atât de brâile, și în culori, și în motive, absolut. La mine vedeți costumul din suita de dansuri bucovinene, sunt mai multe dansuri acolo. Și de asemenea, aici avem bondița aceasta foarte frumoasă, cu blană de bursuc. Garderoba este parte importantă din patrimoniul ansamblului. Aici încă se mai păstrează costumele unor dansatori renumiți. Aici avem un costum al lui genialului dansator Spiridon Mocanu. El avea o miniatură coreografică numită Baba mea și iată, dânsul îmbrăca acest costum și se producea în rolul babii, această pălăriuță pe care o purta tot Spiridon Mocanu. Unele piese vestimentare au chiar și 8 decenii. Iată, acesta este costumul dansului din Oaș. Evident că el reprezintă zona respectivă din România, țara oașilor. Este o ie bărbătească, o cămașă bărbătească, executată manual, respectându-se anume toate elementele caracteristice regiunii respective. Și avem un costum care era la începutul creierii dansului Oaș de prin anii 70. Asta este deja costum făcut în anii 80-90. De exemplu, la dansul moldovenesc avem câteva seturi de costume. Ele s-au uzat, este absolut firesc, fiindcă sunt îmbrăcate de dansatori și dansate și utilizate și sigur că se uzează și noi permanent le reînnoim. Pot fi îmbrăcate și de 50 și de 100 de ori. Adică depinde de spectacole pe care le avem. Cu unele dintre costume au ieșit în scenă câteva generații de dansatori. O broderie manoperă, deci e broderie de mână, este cusută de niște meșteri din nordul Moldovei. Iată și acest florar este caracteristic pentru partea de nord, din Bucovina, dinspre Cernăuți deja. Într-o altă sală se păstrează recuzitele pentru fiecare dans, de la cele mai mici detalii până la întreg costumul. Fiecare dans e aranjat exact câte perechi sunt nevoie. Pe fiecare costum este scris, ca să știți, numele dansatoarei, interpretei. Fiecare să-și cunoască mărimea sa și respectiv să-l ia pentru ca în viteza absolută despre care v-am vorbit, ei să reușească să se schimbe. Nu e ușor să care în turnee vreo 2 tone în plus. Costumele la noi nu le-am pus într-un geamantan și am plecat. Dacă un dansator dansează 15 dansuri, vă dați seama, el are nevoie de 15 seturi de costume. Ele sunt aranjate în containere speciale, sunt pregătite de acasă, călcate, scrobite, albite și puse pe umerașe. Ele trebuie să fie intacte ca dansatorul imediat să le ia în scenă și să-și danseze dansul. Doamna Delvina Gheras a fost dansatoare, iar de câțiva ani are grijă de vestimentația bărbătească, atât a celor din orchestră, cât și a celor din balet. Costumele trebuie spălate, costumele trebuie călcate. Se schimbă dansatorii de fiecare dată la spectacol, se schimbă și atunci trebuie numai decât de ajustat costumul. Dacă costumul e prea mare, trebuie de el puțin de el strâmtat, ori invers. Iar doamna Florica Forțu, de 41 de ani, are grijă de 2000 de piese vestimentare ale artistelor. Fiecărui dansator, dacă ceva îi lipsește, de pildă
la fată, că eu sunt cu fetele, o nasturi, o dantelă la poale, dacă se rupe în timpul concertului, eu le repar. De când activează aici, s-a confruntat cu situații de tot felul. Mi s-a întâmplat așa că, dar nu s-a pierdut, s-a costumele undeva un batic pe cap. Și repede l-am tăiat pe altul în două și am dat și la una și la alta și am scăpat. În colectivul Baletului Național Joc sunt 57 de dansatori. De-a lungul anilor, ansamblul de dansuri populare a impresionat publicul din peste 63 de țări. Cu energie, cu zâmbete când vezi performanța acestor dansatori de la joc, e ceva fenomenal. Da, absolut, și îmi imaginez că este într-adevăr destul de dificil să poți să meșterești, ca să zic așa, un astfel de costum care are istorie și care are amprentat acolo și o energie aparte. Dar da, nu trebuie să știi, trebuie să știi cum să-l porți, trebuie să știi cum să-l joci, știi? Da, 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 corect. Un fel de a spune. Oricum, deseori dificultățile ne fac să renunțăm la unele planuri și proiecte. Totuși, perseverența și încrederea ne ajută să depășim situațiile incerte. Da, și un om căruia se pare că îi plac provocările este alpinistul Victor Melnic, care la început de aprilie va participa la escaladarea muntelui Everest. Ei, dar mai mult am aflat că s-ar putea să fie primul cetățean din Republica Moldova care va urca muntele Everest fără oxigen. Wow, cum se poate așa ceva? Aflăm chiar de la el. Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem în legătură online directă cu dumneavoastră pentru că știm că sunteți stabilit în Italia și vrem pentru început să ne vorbiți un pic despre modul în care a apărut această pasiune a dumneavoastră de a escalada munți. De cât timp faceți asta? Practic fac de când sunt în Italia, pentru că am avut o experiență nedorită. Când am migrat în Italia, prin experiența mea, o trebuit să vin pe jos în Italia. Am venit de 6 ori, am tentat de 6 ori să vin pe jos, dintre care ultima dată am făcut cam 6800 de kilometri, când pe jos, când cu trenul, când și cum. Și am avut norocul ăsta de a trece Alpii de 6 ori, dintre care 4 ori le-am trecut fizic, de la cota 0, de la cota joasă până sus și să pot intra. După aia am avut alt noroc în viață. Orice lucru care nu l-am făcut eu în Italia, am avut legătură cu munții. Mai ales, acum lucrez într-o firmă italiană, se cheamă Telebit. Lucrez, sunt tehnic în telecomunicare și lucrez foarte, foarte mult timp în munți. Chiar ieri am lucrat într-un oraș, un orășel mic, se cheamă Agordo, deasupra la Belluno. Și am lucrat toată ziua. Sunt în legătură cu munții, cu natura și cu această pasiune. Deci cumva muntele are o simbolistică aparte în parcursul dumneavoastră în Italia. Nu am înțeles întrebarea. Muntele, zic că are un loc aparte, o simbolistică aparte în tot ce faceți. Da, o simbolistică aparte, pentru că în orice direcție care eu nu m-am dus, chiar dacă nu mi-am schimbat-o în viață, pe mine direcția m-a dus înspre munți. Măcar că nu trăiesc, nu locuiesc, locuiesc la poalele munților. Dar cum are loc pregătirea pentru dumneavoastră? E o experiență periculoasă și plină de provocări. Da, este o pregătire destul de la început mult psihologic. Eu mă pregătesc cam de 10 ani de zile psihologic. În ce sens? În 10 ani urmă s-a născut ideea de a face mai mult decât Alpii, pentru că pe munții Alpii am făcut cam tot cu norocul, spre norocul meu, cu ficiorul meu, de când avea 14 ani, l-am implicat și pe dânsul în sportul ăsta, în pasiunea asta. Pregătirea este fizică, mă pregătesc de jumătate de an foarte intensiv, fac aproximativ 10-15 km în fiecare, o zi da, o zi nu, și 40-50 de km de bicicletă.
În afară de asta, not, când este posibilitate, sâmbătă, duminica. Și am o persoană care a făcut deja 8 vârfuri, peste 8.000, care mă pregătește fizic și moral la această aventură. Este cu siguranță o aventură. Vrem să știm și noi, pentru că ne-ați făcut curioși, ce înseamnă escaladare fără oxigen mai exact? Adică cum aveți de gând să faceți chestia asta? Practic, escaladarea fără oxigen, eu am nevoie de măcar de 2 săptămâni de zile în plus de aclimatizare, care eu mă pornesc de la Veneția, de la o cotă zero, și ajung în Nepal, care e aproximativ capitala, e la 1000 de metri. De urmă, am un zbor la un aeroport, Lukla se cheamă, de acolo, de la 2000 de metri, încet fac aclimatizarea până la un vârf de 6100, se cheamă Lobuce, dintre care eu toată luna aprilie am să fac pregătirea pe vârful ăsta. Sus, jos, am să fac multe exerciții, o lună de zile de pregătire la înălțime. După aia ne mutăm în camp baze de la Telebit, de la Everest, și de acolo începem a face aclimatizarea până la 7000 de metri, tot cu tentația, fără oxigen, de a o face natural. Da, domnule, da, vrem să vă întrebăm, fiecare om, că am întâlnit astfel de povești și fiecare are motivația lui, dumneavoastră ce așteptați de la această escaladare? Ce vreți să vă demonstrați? Sau poate să demonstrați altora? Altora nu vreau să demonstrez nimic. Eu, în primul rând, escaladarea asta nu o fac. Vreau să văd eu până unde pot să ajung, care sunt limitele mele. Asta este dorința și principalul scop, cum ar veni. Scopul meu este de a mă cunoaște mai bine pe mine. Am înțeles, da, și să vă testați limitele. Acum, noi cu toții avem adesea diferite stări de anxietate, poate anumite trăiri, neliniști. Ar putea fi comparată, nu știu, urcarea unui munte cu depășirea unei probleme, sau se văd lucrurile astea cumva, problemele mai mici de sus? Eu cred că noi toți în viață avem undeva un ceva care facem, care ne liniștește și care noi primim plăcere de la ce facem. Așa că pe mine munții mă stimulează să mă simt viu, îmi dă energie, îmi dă viață. Stau bine și acasă, cu familia, cu copiii, soția, părinții. Sunt foarte norocos că i-am toți alături. Dar totuși munții îmi dă un impuls, o adrenalină mai mare decât... Asta și ce vreau eu de la viață. Da. La final, așa să ne spuneți, știm că pe lângă faptul că există bariera asta psihologică, fizică, mai este și bariera asta financiară, pentru că e costisitoare această aventură. În mediu, dacă e să ne spuneți, cât costă această aventură? Prețurile sunt foarte diferite. Spre exemplu, dacă organizam expediția aceasta cu americanii, ajungem la 150.000 de dolari. Wow. Eu am avut multe informații, de mult mă pregătesc la chestia asta. Motivul a fost și asta, financiar, că mă duc anul ăsta să fac expediția, pregătesc expediția asta anul ăsta, pentru că colaborez direct cu nepalezii. Am găsit un șerpaș, un organizator care mă ajută în toată chestia asta, dintre care și el o încearcă fără oxigen. Spre norocul meu, mă costă, ajung aproximativ în jur de 45.000 de euro toată expediția, dar este un... O faci odată în viață nu și am cât că merită. Nu am toate facilitățile. Am fără oxigen, multe chestii le fac singur, pentru că expediția să fie din două persoane, eu și șarpașul.
și atâta. Da. Am înțeles. Noi vă mulțumim tare mult că ați acceptat să ne vorbiți despre această provocare și despre stilul dumneavoastră de viață. Vă dorim mult succes să reușiți, să vă reușească practic tot ceea ce vă propuneți. Și atunci când spuneam că să demonstrați altora, ziceam că poate aduceți un exemplu prin ceea ce faceți și oamenilor care stau în barierele lor și nu vor să iasă, nu vor să depășească, având această neîncredere pe care o au cam multă lume. Numai bine! Numai bine! La revedere! Salutare la toți! Da, mulțumim tare mult! Da, știm că această aventură este foarte costisitoare, deci te poți avânta, măi, o să te antrenezi fizic, psihologic, dar nu-ți dă voie. Dar tu ai avut vreodată tentația asta de a escalada? Nu, nu, place. Nu, nu, am, tu nu ai conexiunea cu muntele. Nu am conexiunea, dar nu e vorba de munte, nu e vorba de pădure sau de... Nu am conexiunea cu toate chestiile astea de extrem, știi? Deci senzațiile tare, tu ai suficient pe scenă când te consumi și... Eu, viața mea mi se pare suficient. Iată cum eroul nostru cu care am discutat, domnul Melnic, are nevoie de asta. Eu sunt gata să-l admir, sunt gata să-l încurajez, să susțin. Da, dintr-o parte, dar eu personal încă nu mă avânt în așa ceva. Am înțeles. Bine. Noi spuneam că pe lângă toate lucrurile frumoase și pozitive despre care o să discutăm astăzi, nu putem să nu amintim și despre data asta de 2 martie, care este una tristă pentru istoria noastră recentă, pentru că în 1992 a izbucnit războiul de pe Nistru. Așa este. De atunci au trecut 31 de ani, iar unii combatanți trăiesc și azi cu acele amintiri sumbre. Ce regrete au acumulat în timp, aflăm din reportajul realizat de Natalia Catan. La 2 martie 1992 a izbucnit războiul de pe Nistru. Experții spun că, de fapt, conflictul a început mai devreme, în decembrie 1991, când a fost blocat sediul comisariatului de poliție din Dubăsare. Pentru a debloca situația a fost trimis un autobuz din Chișinău. Acesta a fost întâlnit cu focuri de mitraliere fără avertizare, iar în urma atacului au decedat 3 polițiști. Valeriu Bujor, pe atunci comandant adjunct al detașamentului cu destinație specială Gurunducii al Ministerului Securității Naționale, a fost trimis împreună cu alți camarazi să lupte pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Noi atunci eram o forță. Eram forță concretă. Noi eram pregătiți. Armata sovietică pe noi ne-a pregătit. Pe mulți care au trecut și Afganistanul. Erau situații de a desfășura careva activități, de a, să spunem așa, demoraliza contingentul care se afla în regiunea transnistreană. Erau tare mulți mercenari, adică veniți, fiindcă li se propun eu, inclusiv și cei care erau în pușcării, îi eliberau cu un singur scop, pentru ca să lupte contra Moldovei. Participanților la conflict nu le-a fost ușor să lupte, deoarece Ministerul Apărării era abia în formare, iar numărul inamicilor era de zeci de ori mai mare. Noi am luptat contra separatismului, noi am vrut o Moldovă unică, liberă, comportament să fie respectat, adică de toți cei care ne cunosc și noi să-i respectăm pe dânșii. Dar, în schimb, n-am obținut. În acel conflict, peste 300 de persoane și-au pierdut viața și peste 370 au fost rănite. Au rămas mame îndurerate, soții singure și copii fără tați. Valeriu Bujor își amintește și astăzi cu durere de unii camarazi din detașamentul său care aveau vise și planuri de viitor. E obișnuitor pentru acei doi tineri care i-am pierdut, fiindcă unii și ficiori la părinți, la unul avea 5 surori și numai el un băiet și altul soră și el numai un singur băiet, numai venise din armată. Toamna și în primăvară, la 17 mai, a fost împușcat. Pentru noi o durere, pentru tot detașamentul e o durere. 2 martie pentru noi este o zi de comemorare, o zi dureroasă, o zi de amintiri remușcate și durere. Am pierdut, da. Prieteni, camarazi. Oleg Triboi a făcut parte din trupele speciale de pe lângă Ministerul Securității Naționale, o subdiviziune care era formată în mare parte din cei care au participat și în războiul din Afganistan. În 1992, bărbatul avea 27 de ani. Ne-a făcut datoria care o să cotem că trebuie să o facem noi. Văzând secvențele toate la televiziune, la situația știind dinăuntru cum mor polițiști de rând, armata încă nu era,
neavând practică și neavând specificul și alte pregătiri care îl avem noi, adică n-am putut să fim diferiți, într-adevăr ne-a implicat și ne-a făcut obligațiuni în jucătorie, așa cum am socotit-o că era necesar la moment. Unde pe crâșă să noși, dar din quartierul să noși cu sniperul pușcând spre noi, cum ai înțeles? Ministrul de pe atunci al Securității Naționale, Anatol Prugaru, a recunoscut că a semnat un ordin în baza decretului președintelui Mircea Snegur de a trimite un contingent special selectat de același minister să apere independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Eu pot să-mi asum o anumită răspundere ca om care am, în baza decretului președintelui Snegur, am dat ordin oamenilor să meargă la război. Și vreau să știți că aceasta mă marchează toată viața, pentru că eu am trimis oamenii și la moarte inclusiv, da, la luptă, dar și la moarte. Nemulțumirea membrilor Asociației Veteranilor Războiului pentru Independență este că nu sunt apreciați de către conducerea țării și nici nu sunt susținuți financiar, fiind lăsați să supraviețuiască la voia întâmplării. Dați-i măcar coșul minim de existență la un veteran care a luptat, dar nu sunt acei de lei care ne lua atunci în râs, da, eu mi-i bat jocuri au fost. Știți, o luane în râs față de noi, când parlamentarii, guvernanții noștri își măresc salariile, își fac indemnizații, careva din parlamentari s-au exprimat că ei activează în mod riscant, cu un risc deosebit. Eu știu, noi că am luptat acolo și mai ales grupele noastre, Ministerului Securității, care noi nu luptam la poziții, dar eram permanent în spatele lor. Pentru distinție acolo, zic că cum voler, am menționat și colegul, 500 de lei și 1000 de lei că ești invalid, zic că asta e toată, trăiești cum vrei. Eu vă dau venitul meu, ceea care vă ne-l acordați, vă-l dau vouă, încercați să trăiți și lasă cineva într-adevăr să vadă cum. Adică să demonstreze într-adevăr, adică să nu mai ai alt sursă de venit și să demonstreze cum el poate supraviețui și cum el poate ceva face, nu pentru statul, pentru stat, ori pentru țară, dar însă și pentru dâns, pentru copiii lui. Războiul de pe Nistru s-a încheiat oficial la 21 iulie 1992, când Boris Yeltsin, președintele Federației Ruse, și Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului. Însă armata 14-a nu s-a retras din stânga Nistrului nici până astăzi, deși potrivit angajamentelor asumate s-a obligat să o facă. Un eveniment trist a cărui consecințe se simt și până în ziua de astăzi și toată lumea așteaptă acea lumină de la capătul tunelului. O să mai vorbim despre acest eveniment pe parcursul emisiunii de astăzi. O să discutăm și cu Victor Buruian, interpretul care a cântat în 1992 pe front. Dar pornim cu alte evenimente istorice care au avut loc în această dată de 2 martie. Așa este. Pe 2 martie, în fiecare an, oamenii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Internațională a Lucrurilor Vechi. Așa este. Fiecare persoană are în dulap o mulțime de haine vechi care sunt depășite de modă sau care nu se potrivesc ca măsură. Da, aceste pot fi, apropo, reutilizate și dacă știți cum să coaseți, atunci puteți foarte ușor să faceți upgrade de rochii la modă, fuste, pantaloni și alte obiecte vestimentare. În plus, în cazul în care elementul nu și-a pierdut aspectul plăcut, atunci poate fi transformat în haine pentru copii și poate fi folosit ca bază pentru fabricarea diferitelor prosoape de bucătărie, huse sau perne pentru mobilier. Totodată, mobilierul care a trecut peste proba timpului poate fi și el refolosit. Exemplu, din diverse dulapuri sau mobilă de mari dimensiuni, este posibilă realizarea unei noptiere sau unui suport pentru încălțăminte sau, nu știu, dulăpioară pentru depozitarea jucărilor pentru copii. Da, biblioteca poate fi transformată într-un cuier pentru hol dacă scoateți rafturile și ușile din acesta și fixați, în schimb, niște cârlige pentru haine. Uite așa, putem îndemna pe fiecare. Da, tot astăzi s-a născut în 1962 un mare actor, cântăreț și chitarist. Da, este vorba de John Bon Jovi, liderul trupei Bon Jovi. Inițial, trupa urma să se numească Johnny Electric. Cu toate acestea, un prieten a sugerat ca Bon Jovi să calce pe urmele lui Van Halen și să folosească numele de familie al cântărețului lor. Da, trupa Bon Jovi a devenit cunoscută după ce a câștigat un concurs organizat de un post de radio din New York la începutul anilor 80. Cântecul câștigător a fost Runaway. În 2010, președintele Barack Obama l-a numit pe John Bon Jovi drept consilier pentru soluții comunitare al Casei Albe. Iar în anul 2012, John Bon Jovi s-a clasat pe locul 50 pe lista revistei Billboard Power 100, un clasament al celor mai puternici și mai influenți oameni
oameni din industria muzicală. Într-un interviu, Bon Jovi a declarat că este o rudă de sânge a cântărețului Frank Sinatra. Măi, zicem la mulți ani, că într-adevăr ne-a marcat copilăria, mai ales cu acea piesă It's My Life. It's My Life. Da, super. Deci... mă ascultă toată lumea și în ziua de astăzi, e actual în... Da, fiecare da, clipă, bun, practic. Bun. Da. Și Living on a Prayer, la fel, a marcat foarte mult anii 80 și la fel este, sună bine, mă spuneți. Sună bine, adevărat. Mai spunem la mulți ani unui alt actor britanic cunoscut. Happy birthday, Daniel Craig. În 1968 se naște Daniel Craig, actorul britanic cunoscut mai ales pentru rolul său ca James Bond. Craig a început cariera sa de actor în teatru, apoi a făcut tranziția la televiziune și la film. Ei, da, primul său rol important într-un film a fost în Lara Croft Tomb Raider din 2001, unde a jucat alături de frumoasa Angelina Jolie. Craig a fost ales pentru a interpreta rolul lui James Bond în 2005, iar primul său film ca Bond a fost Casino Royale din 2006. Da, și atenție, fiind un fan al jocurilor de noroc și jucând poker în Casino Royale, nu a folosit o dublură de joc. Actorul a fost nominalizat apropo de două ori la premiul BFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru rolurile sale din Casino Royale și Defiance. Așa este, Craig este de asemenea un activist pasionat pentru drepturile animale și a făcut publice mai multe campanii pentru protejarea acestora. În 2018 a fost numit cetățean de onoare al orașului Liverpool, de unde provine familia sa. Uite așa, cu această ocazie, pentru că se apropie weekendul, putem să profităm și să urmărim niște filme care joacă Daniel Craig, ca să îi apreciem creația. Da. Și nu numai pentru James Bond, e bun și în toate celelalte filme. Auzi, crezi că putem să privim calitativ un film și pe smartphone și la telefon? Cred că da. Mai ales pe smartphone, pentru că ecranul este mai mic, dar oricum dacă le întoarcem așa pe orizontală, cumva... Dar totuși mai nimic nu se compară. Se vede totuși la cinematograf. Iar dacă... Dar n-ai ocazia mereu să vezi bine, tot ce vrei. Dacă nu ai ocazia dată, îți cumperi un televizor bun acasă, știi? Că niște dai un boxe... ban, dar da, boxele alea bune. Ei, dar dacă este vorba de smartphone, măi, am ajuns timpuri să vorbim cum trebuie să alegem corect un smartphone. Nu ca să avem un smartphone, dar cum să-l alegem pe cel corect. Pentru că nu ne putem imagina, practic, viața fără un smartphone. Da, suntem mereu conectați la aceste dispozitive care ne ajută să comunicăm, să lucrăm, să navigăm pe internet, să facem fotografii și multe altele. Da. Și pentru că deja fac parte din traiul nostru de zi cu zi, înainte de a cumpăra un telefon nou, ar trebui să ținem cont de recomandările experților. Da, de la sistemul de operare până la dimensiuni, toate sunt importante, Mihaela, să știi, bine. Ce alte detalii, să fim atenți, aflăm în continuare. Ești curioasă? Da. În ciuda crizei și a inflației, oamenii continuă să cumpere smartphone-uri, chiar dacă noile modele nu diferă prea mult de cele precedente. E strict tactică de marketing, da, e cumva influențat și de industrie ce se preferă, dar de regulă producătorii, dacă inventează ceva nou, au și ei un calcul în ce moment sau în ce model vor introduce acea tehnologie, dar per general, atunci... Era un producător care spunea, calculele lor sunt făcute în funcție de ratele pe care oamenii le iau. Marea majoritate iau pentru un telefon în rate pentru 24 de luni, el peste 24 de luni este gata să-și înnoiască telefonul. Adică ceea ce el va alege peste 24 de luni trebuie să fie diferit față de cea la 2 ani în urmă. Cumva ăsta e calculul lor. Nici prețurile mari nu încurcă pe unii să-și cumpere telefoane scumpe, mai ales că le pot lua în credit. Dacă, hai să zicem, 5-7 ani în urmă, 90% procurau anume cu bani cash, atunci ei se gândeau, cumpăr ceva de 3.000 sau cumpăr ceva de 5.000. Acum ei vin și calculează bugetul lor lunar, adică ei sunt gata să cheltuie, să zicem, 1.000 de lei pe lună. Ei își împart pentru 6 luni, pentru 10, pentru 12 și procentul de cumpărători a dispozitivelor scumpe a crescut considerabil. Înainte de a achiziționa un telefon mobil, ar trebui să țineți cont de niște lucruri. Primul punct care influențează foarte mult, chiar dacă oamenii nu îi acordă mare atenție, îl iai în rate sau nu, pentru că atunci când îl iai în rate, îți poți lua un dispozitiv mai scump pe care l-ai putea folosi, în primul rând și confortabil, în al doilea rând și o perioadă mai lungă de timp, pentru că toți se gândesc că îl iau acum și asta e tot, ce o fi mai departe. Nu. Te gândești la 2-3 ani, el să-ți ofere unul oarecare confort în utilizare. Al doilea motiv este stilul de viață, stilul de utilizare. Atunci când tu ai în casă gadget-uri de la un anumit producător, același laptop, același purificator de aer, umidificator, atunci încerci cumva să faci un ecosistem pentru a simplifica cât mai mult lucrul acestor gadget-uri. Dimensiunile telefonului și sistemul de operare contează întâi de toate. Primul punct pe care cel puțin eu pun accent, ce gadget-uri mai am pe lângă. Pentru că având
un sistem de operare iOS, de exemplu, el are sens când tu ai restul gadgeturilor de la acest producător. Având, de exemplu, toată tehnica Apple, nu poți lua un Android pentru că, într-un final, nu are legătură între ele. Între 6 și 7 inci, acestea sunt și cele mai populare pentru că acestea cumva sunt și comode pentru a fi utilizate cu o singură mână și totodată toate aplicațiile, tot conținutul, rețelele de socializare, YouTube și așa mai departe, cumva e confortabil de a fi utilizat pe așa un tip de telefon. Dacă vrei ceva mai comod și ți-ai un telefon mare, el deja devine incomod dacă tu toată ziua petreci la volan, tu practic nu ai ce face cu un telefon destul de mare și invers, evident. Mulți se întreabă cât de des ar trebui să-și schimbe smartphone-ul. Un smartphone cu Android de buget, producătorii când îl propun publicului, iau în calcul o perioadă de 18 luni. Atât timp acest telefon va servi așa cum a luat în calcul producătorul. Adică dacă vorbim de un telefon până la 7-8 mii de lei, o recomandare ar fi aproximativ o dată la 18 luni, dacă iarăși vrei să ca acest telefon să funcționeze perfect. Telefoanele de top, iarăși cu Android, producătorii promit 3 ani de lucru fără careva probleme. Telefoanele cu iOS la bord, 5 ani. Deja în funcție de cât de bine îl păstrezi, îl poți utiliza lejer 3 ani, absolut nicio problemă. Unii consumatori preferă să cumpere un telefon la mâna a doua, deși nu este cea mai bună soluție. Sunt dispozitive bune și acolo, pentru că fiecare de noi care își cumpără dispozitive noi vrea cumva să scape de ele, dar luând în calcul că 70-80% din piața second hand nu sunt telefoane cinstite, unele sunt furate, unele sunt luate nu știu de pe unde, recomand atunci când tu vrei un telefon mai bun și scump, e mai bine totuși să iei în calcul ratele. Uneori acestea te pot salva, adică tu nu-ți cheltui toți banii, dar totodată ai și un dispozitiv destul de bun. Odată ce am cumpărat telefonul, trebuie să-l utilizăm corect pentru a ne servi cât mai mult timp. Mulți cred că durata dispozitivului depinde de periodicitatea și modul în care îl încărcăm, dar nu e chiar așa. Bateriile de tip nou nu mai au absolut nicio restricție. Dacă vrei să folosești telefonul tău 3 ani, probabil trebuie să ai în calcul doar două lucruri. Încerci să nu-l descarci mai mult decât 15% și să-l încarci mai mult decât 85%. În rest, nu contează că îl încarci 4-5 ori pe zi sau o singură dată, pe timp de noapte și așa mai departe. Telefoanele noi au deja un funcțional care încearcă să înțeleagă logica ta de încărcare. Dacă tu încarci zilnic telefonul doar noaptea, atunci el va scădea puterea de încărcare în așa mod că el pe parcursul nopții să-și ia totul necesar. Al doilea lucru, foarte și foarte important, folosiți doar accesorii originale sau certificate. Husa și sticla de protecție își au și ele rolul lor. Sunt eficiente, husele absolut indiferent care, singura problemă a huselor că e comodă sau nu, sau cât de repede ea se va uza dacă vorbim de o husă mai ieftină. Atunci când e vorba de pelicule și sticle de protecție, luând în calcul că producătorii acum își ascund cititoarele de amprente sub display, iată, separat cu unele modele pot fi probleme. Aici deja un consultant te ajută foarte, foarte și foarte simplu. Per general, 90% din cauze acestea sunt eficiente. Cel puțin de mici zgârieturi, de lovituri, nici nu mai zic. În opinia expertului, în 3-4 ani, telefoanele se vor schimba considerabil, iar atuul principal al smartphone-urilor va fi inteligența artificială. Până atunci, bucurați-vă de ceea ce aveți! Acolo, pe noi, mulțumim, Anatol, pentru acest reportaj, pentru încheierea acestui reportaj. Ai făcut un final de toate zilele. Da, absolut. Și chiar cu informații utile. Nu știam la toate lucrurile astea la care trebuie să atragi atenție. Apropo că și eu am nevoie deja de un dispozitiv nou. Simt asta. Să-l întrebi, Anatol, că el deja cunoaște multe. Corect. Sau mai punem în reluare odată reportajul. Apropo, cei care n-ați reușit să-l vedeți complet, apare pe pagina noastră Telematinal. După 10, noi acum luăm o scurtă pauză și revenim în ora a doua.